Plecat de peste 10 ani, de pe meleagurile natale, Marin Trașcă s-a întors cu emoții acasă printre prieteni, oameni cărora le-a oferit în dar cele două volume ale sale, Căruța cu vise și El desconosido. Chiar dacă ele au văzut lumina tiparului în urmă cu 2-3 ani, autorul nu putea să nu le prezinte și celor dragi lui. Dacă în volumul de versuri găsim scrieri care au fost publicate în presa olteană, cel în proză redă experiența prin care a trecut autorul în cele 8 zile de comă indusă. Este o poveste de viață trăită în 8 zile, care tratează un punct foarte sensibil, lumea dintre două lumi. De ce El desconocido, de ce necunoscutul? Pentru că în Spania, în spitalele din Spania, și în special spaniolii au două prenume. Deci Marin Trașcă și încă ceva. La mine pe patul de spital scria Marin Trașcă și al doilea apelidul, al doilea prenume nu exista. Și atunci a scris Marin Trașcă, El desconocido. În cele două volume, Marin Trașcă și-a așternut sufletul în mii de bucăți, cuvinte, propoziții și mai apoi fraze. Sunt două cărți pe care, după părerea mea, le citești. Dacă le iei în mână, nu le mai lași. Începând cu El desconocido, acest necunoscut frumos. Revederea a fost una emoționantă de ambele părți. Emoționantă, bineînțeles, a fost colegul nostru la All Press. Era un băiat harnic, serios, talentat, avea contei, l-a scris. Ce să zic, abia aștept să-i citesc cărțile. A fost, dacă poți permite să spun în felul ăsta, poate cel mai bun cronicar atent, îngrijit, cum se cade cu cuvântul și destoinic în vorbă despre ceea ce se petrecea în zona aia Balciului. E unul din oamenii despre care nu voi putea niciodată să spun decât că a fost unul dintre și este mai departe pentru mine, pentru că suntem, iată, numai cu mai multe fire de păr alb astăzi, din pionierii presei scrise de la Dol. Următorul volum care va vedea lumina tiparului sub semnătura Marin Trașcă este Noaptea strugurilor amari.